Vă salut, oameni frumoși! Este o dimineață minunată în care mi-am dat seama că sunt un om nesimțit, care nu apreciez ceea ce am. Mi-am cumpărat mașina asta de o lună jumate. La început am fost foarte grijuliu, am avut grijă de ea, chiar o spălam o dată pe săptămână. Și vreau doar atât să vă spun. În ultimele 24 de ore am lovit-o de 3 ori. Și nu numai pentru că sunt un șofer prost, ci și pentru că nu mai ești atent și nu mai îmi pasă. Că nu, e ok, îți fiare, dă-i pace, nu știu ce. Și și genul care mă învăț foarte repede cu binele, da? După ce 10 ani am condus pe mașină manuală, care nu avea nicio cameră stânga-dreapta, o lună jumate pe asta mi-a fost de ajuns. Acum nu mai știu parca dacă n-am senzor și camera laterală. Acum deja nu mai știu cu ambreiajul. Eu de o lună jumate pe asta, dar nu mai știu cu ambreiajul. Așa că m-am gândit ca să revin cu picioarele pe pământ și să respect lucrurile astea faine, știi? Dotările astea mișto 2014. Să încep să conduc o mașină adevărată, da? Pentru că există mașini și Daci. Și o să conducem o Dacia specială astăzi. 1982, cam acesta este anul de fabricație, care are 3 pedale, are ghidon de la greoi, știi? Are... ce-i cu chestia asta, știi? E greoaie, dar trebuie să conduc un pic asta, să o apreciez, să-mi aducem aminte de unde am pornit, ca să apreciez după aia jucările astea superficiale, da? Vreau să vă spun că proprietarul acestei bijuterii este Andrei Vereștiu, cu un coleg de-al nostru pe care cam îl știe toată lumea. Haide, Andrei, să te salutăm. Ciao. Salut. Și asta este dovada vie că la Bravo Production se plătește salarii ca lumea. Deci, o mașină din 82, e tot ce să... gen, patronul. Angajatul. Patronul parcat regulamentar, angajatul parcat în fața porții. Și am zis, bă, nu mai parca la oamenii ăștia, mă, că dacă i-am mutat la casă, să ne înțelegem bine cu vecinii. No, dai pace, că o știu pe doamnă că e de treabă. Parchează-o frumos, știi? Tot timpul parchează aici. Andrei, care e treaba cu Dacia asta? Bă, e o mașină frumoasă. E greu de condus? Bă, da. Chiar e greu de condus, dar la câte mașini am condus, asta e printre cele mai dificile. Challenge accepted. Hai. O provocare pentru Mircea. Eu-ți deschid ușa, ca la prințese. Stai să văd dacă eu, în mod normal, aș fi știut să deschid ușa. Da. Da. Acum mi-o deschis și mie, stai. Da. Eu, e din aia? E încuiată, da. Bun. Deci dacă la mașina astea noi, să mor eu, deci am în BMW 3 ape plate, bataune, ciocolăți, măști, dezinfectante, știi, pline, aici, practic, e simplitate, da? Deci, ce e important pentru mine? Nimica, să deschizi și să închizi. Și, bineînțeles, avem geamuri electrice. Electrice dacă o dai într-un mod foarte regulat, adică gen... Na. Și frica aia să nu o lovești prea tare. Bă, vreau din start să vedeți că e o mașină senzațională din 82, adică uite, piele frumos întreținută. Ca mea de o lună jumate deja am deteriorat-o un pic, asta în 40 ceva de ani, uite, încă e bine. 40-38, e ok. Hai de sus, Cristian, să ieși tu pe o piele adevărată. Ambreiajul ăla, cum era schema? Pui piciorul pe ambreiaj. Uitați-vă la ce e asta, joystick-ul ăsta, ce e, pui mei? Da, deci, fain, cheie de casă. Nu știi, băi, de la Beci sau de la Dacia? Bă, cred că e de la... Ai, oi! Trebuie să dai din accelerație ca și iarna să nu moară, știi? Și acum dacă o las, ce se întâmplă, Andrei, moare? Acum e decent. Și acum, bagă în întâia, da? Da, bagă în întâia. Stai mă să ne punem centura, dar fii atent care e schema și mă pozit-o, Andrei. Asta centura. Că centura nu e ca și acum, adică nu-ți salvează vieți. Îți arată pur și simplu că, bă, e la care scris de cât respect normele. Pentru că nu, ni, asta e aia. Te poți să te duce, poți să zbori, știi? Și acum, deci băgăm în întâia. E tare că are 4 viteze. De când am mai văzut mașina cu 4 viteze? Și e tare că niciodată nu știi dacă faci, dacă ești în întâia sau nu. Hai să nu stric. Că e în întâia? E bă, și oglind să moră numai să nu treacă o femeie bună prin spate, păi, că nu vezi nimica. Oglind numai de design, te uiți așa, în mod normal. Uite ce oglind au ăștia, mă, Cristi. Dacă trece una bună, nu mai vezi, gata. Te uiți direct pe față, nu? La BMW eu nu mă întorc, numai în oglind mă uit cu schemă, știi? Oh! Oh, da, păi, yeah! Deci ai chiar expert. Da, bă, e în a treia, cred că. În a treia? Mă, nu mă. Nu pleca în a treia. Dar deci ai expert, vezi, uite-te. Ai și masaj în scaune, uite, vezi? Să-mi zici unde vrei să fie, în zona lombară sau unde? Bă, dar sună tare, știi? Adică parcă e fain. Stai că ești numai la în întâia. Dar e parcă ești cu tractorul. Obicei de BMW nou semnalizat. Da, și mă, că nu... Dar care e semnalizarea? Să lăsați, po! Bă, bine că cu BMW-ul care ești ușor te lasă și cu asta cu care e greu nu te lasă. Respect. Am și BMW, mă lași? Am și BMW. Nu se uită la tine, ești invizibil, mă.
Invisible Man. Andrei, să-mi spui dacă stric ceva, că nu vreau să stric. Ok, bine. Când știu, că nu știu câte turați îți schimb. Acum poți să bagi a doua. O conimeriș a doua, bă. Hai, hai! Pare pregătit, pare staged up, n-ai cum să ne mai ieși a doua. O să fac o chestie ilegală, dar vă rog frumos să mă iertați. La un moment dat o să claxonez, pentru că să... Bună ziua! Iubiți Dacia! Aduce bani în țară! Și te vezi că e tare, că de aici a rămas chestia asta la români. Care dacă trec pe mașină, nu, că e fac cu tot corpul. Că aici e mare cercul ăsta, știi? Și de exemplu ăștia, conducătorii de Dacia se salută între ei. Sau mai așa vechi de el. Logan! Țăruz Logan! Nu? Nu mai. Îi un pic de sală, că trebuie să tragi un pic, dar în același timp trebuie să fii delicat. Dar în același timp e și un pic de saună. Și un pic de saună. Sală, saună. Să... Da, ce asta se întâmplă chestii care încep cu S. Da. Și trebuie să ai multă grijă. Mai ziceți voi în comentarii altele. Să vă arăt locul unde mi-a lovit BMW-ul acum jumătate de oră. Am coborât aici, de mi-am luat un sandwich. Și când am ieșit, exact unde e Loganul ăla pe avarioare, se vede Cristian. Da. Lasă-mă, mă. Ciao, salut, salut. Bă, dar te claxonează. Acolo eram cu BMW-ul și când am ieșit, i-am dat o zgurietură la unul. Și să mă dau jos și zice, era un taximetrist și zic eu, haideți repede că mă grăbesc, nu am timp, cât să vă dau? Și zicea asta, nu-i bine să îi zic că n-am timp, că el are tot timpul din lume, că el nu se grăbea. Și a zis, e zgâriată, e vopsită, trebuie să chem un cardiolog, un chirurg, 500 de lei. Cum să vă dau 500 de lei, e bun? Și zic eu, 200. N-am ce face cu 200. Și am dat 300 lei. Știi cum ziceți, ce prost ești că nu ai nicio zgretură, mai nimic. Dar păi nu, trebuie să plec și nu puteam nici să nu respect pe omul ăla. Bun, hai să mergem pe la poliție prin față. Deci eu vreau să vă spun că știi că toată lumea înainte să conducă la școală de șoferi, o mai condus chiar un pic. Bă, avea taică-mea un papuc și în curte, papuc de la mare în spate, și în curte m-a învățat să dau cu spatele, că în față și spate 10 metri aveam, știi, atât tot, nu făceam poligon la mine în curte, că nu suntem chiar așa bogați, știi? Și am învățat să dau cu spatele cu papucul prima dată. Și papucul ăla a meu era mai rău decât asta, pot să spun, dar avea 5 viteze. E faină, știu că e faină, numai să nu mă bag în voi. Hai să vedem dacă l-am... Doamna, parchezi la... Salut, salut! Așa e că e faină mașina. Așa e că e faină. Bravo, mă, să-ți iei Dacia. Așa e că e șmecheră. Mulțumesc mult, nu e a mea. E angajatului meu, tu-ți dai seama. Doamne feri. Andrei Muiesc, angajatul tău ceva și o să aibă, știi? Angajatul. Adică trebuie să meargă tot în jos. Mai jos de atâta nu se poate. Piramidal. Mă lași, te rog. Mulțumesc mult. Acum mă învăț. Știi că am făcut mimica de Dacia. Care mimic? Ce zici? Că de aia urlă aia care au Dacia, că de la zgomotul ăsta, alo, adă berea! Dar nu când o să mă ajută, dar adă berea! Gata. Și are de la de stropit curățat parbriz, Andrei. Da, trage în spate de alea. În spate. Aia e față, Mircea. Oh, scuze. Să punești rugătoarele. Să puneți automat. Și pentru fiecare, da, ok. Și acum trebuie să le oprești, că ești pregătit. Mă, mai tare. E bine că nu trebuie dat pentru fiecare tură, că mi-am că dai și faci o tură, nu mă știi? Deci, tot timpul la Dacia se face mai de afară, știi? Știi? De obicei, dacă ești în mașină, să faci așa, dacă ești Dacia, faci de afară. Hai că te las! Ți-am făcut și pe tine, bărbat! Am unul niște gropi. Eu zic că dacă lovesc, mă mor, Andrei. Eu opresc cu a doua, mă, ce handicapat. Ia, okay. Se găsesc piese de schimb. Mașina timpului, mergem înapoi, luăm piese. Am îi dau, dau tati. Nu luăm bordurile, o parcăm pe un loc regulamentar, nu la oameni în poartă. Bă, și... Om bogat, om sărac. Și de unde știi când mai ai în față? Te uiți cu ochiul. Te dai jos. Te dai jos. Păi eu nu mai cred ochii mei de mult timp, că m-a prostit, bă, de vreme. Cred că e de ajuns, știi? Da, oprește clima. Asta e clima, nu? Da. Bă, dar ce vulnerabilă pare cheia asta, parcă n-ar putea mișca nimica. Salut! Îți place mașina? Drăguță. Drăguță, cu asta nu faci treabă cu drăguță, știi? E bombă, caut o fată mai tradiționalistă, scrieți-mi. Știți că există mașini care faci țc, există mașini care după ce e sus apeși pe buton și se lasă jos și există Dacia dacă trebuie să bagi cheia ca să o deschizi. E aceeași cheie? Nu, logic.
Trei, alta? De ce crezi că are 4K? Nu știu, mi-am că ai 4 daci din salariu, da, în salariu de bravo. E de la rezervor. Să mor tu. Da, mă. Deci, și stai un pic, să-mi explici. Toate, deci, asta e de la condus, da, da, mașina. Asta e de la portbagaj. De la portbagaj, de la rezervor. Da, și de la uși. Ce uși? Ușile din față. Deci ușa din dreapta față e altă cheie? De exemplu, dacă se strică ceva la BMW de după 2000, te duci la serviciu și schimbă-mi-l și ăla găsește. La Dacia din 82 nu e ca și cum schimbă-mi-l, că n-are nimeni să facă rost de piese, nu le găsești pe OLX. Da, așa că tu trebuie pur și simplu să le ai aici în spate. Te-ai jucat un joc. Ce e asta, Mircea? Alternator. Ai fost pe aproape. Ce e? Electromotor. Și are soft close? Deci, cu ăsta... Dar nu mai, că nu mai... Nu mai deschis, se închide automat, cred. Deci dacă tu ți-o ieschi înăuntru, în portbagaj, e gata, pentru că nu se mai deschide, după aia nu mai se deblochează. Haide să mă mut BMW-ul? Hai că-l mut! Vedeți că și ajut. Un mic moment publicitar, vrei să ne retragem de la Dacia, să revenim la normalitate. Ia zi. Dar ai parcat aici, uite, pe interzis. Dar păi nu, că asta te lasă, că numai 10 minute, că tu stai un pic. Bă, fă ce zice Popa, nu ce face. Fă ce zice domnul Popa, nu ce face. Nu știu cum s-a schimbat treburile în ultimii ani, dar eu când am făcut școală de șoferi, am făcut-o pe Dacia și toți apropiații mei făceau fie pe Dacia, fie pe ceva bombă de aia care, zici, bă, frate, dacă mă știu pe asta din 80, sigur mă știu și pe orice mașină după 2000. Și toată lumea care mergea la școală de șoferi, te întreba primul lucru, instructorul, ai mai condus? Și dacă făceai greșeala să zici că ai mai condus, zici, nu, păi te descurci, fă treaba aia. Faza la mine că eu chiar n-am mai condus, m-am dat cu papucul 3 metri în spate, deci chiar nu știam față de alți prieteni care știau, eu nu știam că cu pedale și cu de-alea, știi? Și vreau să spun că prima oră l-a condus, era cu un om la școală de șofer, care, bă, absolut că oamenii care sunt cu mașină mai focusați pe femei, adică șoferii de tir tot timpul claxonează, toți instructorii auto mai focusați pe femei. Și de aia că eram eu cu un instructor auto și cu o fată destul de sexy. Și-a condus fata aia sexy până pe drum, din Becleam până în Bistrița, pe drum drept, nicio problemă, că fata avea experiență, că era pe ultimele ore. Și pe aia eu, care era pentru prima oară în viața mea, am ajuns în centru Bistriței și a spus profesorul, nu, acum treci tu. Și-a condus, stăteam aici, el stătea în dreapta și o fată foarte sexy cu pantalon scurs stătea în spate, că era vară. Și după 2 minute eram în centru Bistriței, eu care am mai condus în viața mea, și ăsta era în spate și o gâdila pe fată. Na, ce faci, te gâdila? Ia-i. Și zicea, mă, eu nu știu conduce, mă, uite, zâm ce e aici. Am zis, bă, nu că ai mai condus, nu mă, n-am mai condus, că muri aici, am pui, nu mai pipăi femeia, ajută-mă aici. Așa, hai mă, că e scurt. Dar așa m-am învățat. Și acum uite ce bine, că n-am luptat mai de 3 ore în 24 de ore BMW-ul, după 10 ani. Asta a fost partea de prezentare, părerile mele personale, dar pentru glume cu Dacia, pentru că știi că sunt multe, nu le-am ținut eu minte că mă pregătesc pentru vlog, l-am pe omul meu. Hai, angajatule. O zis, Mircea, zi tu dumele, să nu mă înjure, da, pe mine. Păi nu, dar ai că nu le țin, da, minte, da, da. Dacia vine de la, dacă ai ca piața alta. Eu, inițialele, nu? Da, inițialele. Bun, da, o știa deja, nu m-am usat, s-o precupe, da, surprins. Dacă ai ca piața alta, Dacia, da. Dacia are încălzire la lunetă din spate. Uite aici. Ca să nu-ți fie frig la mâini când împingi. Practic ajută mai mulți oameni, că de obicei poate un ping 2 și dacă de condus conduce unul, știi? Da, da, și aia doi practicau confort, nu ca ăla din față. Da, deci ajuns doi, nu pe unul. Mai știi? Bă, nu. Hai mai zi una, să fie mai lung vlogul. Și da. Dacia e tare, nu știu. Mă rog, ideea e că dacă vreți să mai știți despre mașina asta, Andrei are un canal de cu mașini și cred că o să fie mașina asta principala vedeta canalului lui pentru următoarele luni, că acum și-o cumpărat-o. Să te bucuri de Andrei, care e faină. Practic asta o să fie un fel cum e la Mircea bunica, știi? Când bucurile cu bunica? Când pui clip cu Dacia? Da, tare. Cam aia, cam aia. Dar fata că eu l-am și pe domnul Sandu, tu ce ai? Pe tine. Dar ceva cu Dacia, mă rog, dați-i pace. Ideea e că nu, vă mulțumim mult că ne-ați urmărit. Noi mai ales cum avem încă o filmare tot pentru voi, apare pe săptămâna viitoare. Țineți aproape, vă pupăm, abonați-vă la mine, abonați-vă la Andrei și scrieți-mi acolo în comentarii ce mașină ați condus prima oară înainte să mergeți la școală de șoferi, acolo prin curte, ilegal. V-am pupat!